Și ne-am reîntors la dialogurile lui Harman, al dumneavoastră H.D. Harman, alături de Sarmiza Andronic, pe Metropola TV. Mulțumim încă o dată domnului ministru Fifor pentru prezența dânsului prin telefon. Mulțumim invitațiilor din nou, conferențier universitar, doctor SNSPA, profesorul Micu Gabriel și Gabriel Micu. De ce vă tot spun primul nume de familie și al doilea prenume, nu înțeleg? Și bineînțeles al nostru Mihail Neamțu, scriitor și gânditor, acuzat de foarte multe ori că reprezintă tradiționalismul românesc, pe care eu îl ador, așa cum îmi ador țara. Ne reîntoarcem și Bujorul, cred că o să fie acuzat într-o bună zi. O să fie acuzat într-o bună zi. Pe acest subiect rezonăm. Pentru toți cei care n-au fost încă alături de noi în prima ora emisiunii, reamintim că mâine, 11 noiembrie, este ziua veteranilor din teatrele de operații, ziua veteranilor României. Eu și Mihail Neamțu purtăm bujorul, care este bujorul românesc, îl purtăm în piept. Este semnul nostru de respect. Generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției de Informare și Relații Publice al Ministerului Apărării Naționale, ne-a rugat să reamintim tuturor celor care ne ascultă de 11 noiembrie, ziua veteranilor. Deci, cei care nu ați fost la prima oră, purtăm bujorul românesc ca simbol de respect și de amintire pentru toți veteranii din teatrele de operații, veteranii Armatei Române. Ne reîntoarcem la dialogurile lui Harman și continuăm acest dialog despre România între două războaie, între războiul din Ucraina și războiul din Israel, și am să mă îndrept spre conferențiarul universitar Gabriel Micu, care trebuie să ne explice totuși. Românii sunt impresionați. Au legături istorice, avem legături ADN-ice și cu Israelul și cu Ucraina. Și totuși undeva sondajul care eu l-am prezentat la începutul emisiunii noastre ne arată că războiul dintre Israel și Hamas are un impact puternic asupra noastră, a românilor, două treimi declarându-se foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de consecințele acestor două războaie asupra României și în special de consecințele războiului dintre Israel și Hamas. Temerea cea mai mare vizează amenințările teroriste care pot fi create de către războiul între Israel și Hamas. Pe de altă parte, războiul din Ucraina, deși nu mai ocupă prin planul agendei media, provoacă o îngrijorare semnificativ mai mare decât conflictul dintre Israel și Hamas, explicațiile fiind legate atât de proximitatea conflictului, cât și de implicațiile economice și sociale deja resimțite în ultimul an și jumătate. Domnule profesor, dați-ne câteva exemple de efecte directe asupra României și cum a reușit România să contracareze aceste efecte directe asupra ei. Referitoare, evident, legate de cele două conflicte. Da, dar în special de acum de războiul din Ucraina, pentru că este și cel mai apropiat. Păi aici, în afara faptului că am fost solidari din prima secundă a acestui conflict, pot să spun că populația României a fost cumva înaintea guvernului României. Asta e foarte interesant. Care acție? Care acție, mă refer, evident. Da. Asta m-ați întrebat. Exact. Vă aduc aminte că la graniță, când au început primele imigrări în România, ca să spun așa, românii deja așteptau pe cetățenii ucraineni cu pâine și sare, cum se spune. Au adăpostit persoane din Ucraina. A fost o mobilizare uriașă. Uriașă și spontană. Da. Adică asta chiar a fost spontană. Sigur că imediat guvernul României a luat măsurile respective, s-au reorganizat la fel de repede și lucrurile în termenii, să spun, dacă îmi permiteți, dreptului umanitar. În termenii aceștia, noi am acționat efectiv și eficient și rapid. Am acționat ca țară independentă sau ca membru a Occidentului colectiv? Să știți că și. Ce înseamnă? Adică reacția comunității din zonă, mă refer de data aceasta la românii din zona limitrofă Ucrainei, nu a fost o reacție condusă, sau mai bine zis, sub impulsul Bruxellesului. A fost o reacție spontană. Umană.
umană absolut nu a umană. Contat în momentul ăla, nici că absolut. Suntem membri ai Uniunii Europene, nici că nici nimeni nu s-a gândit la NATO în acel moment. Ce discutăm? Toată lumea a deschis asta brațele. Asta e și părerea toată mea, responsabilitatea. Și, e, da. Și dacă îmi permiteți, rezonez cu ceea ce a spus Sarmiza. Eu cred că mai mult decât atât, noi avem totuși niște cicatrici în ADN-ul nostru vis-a-vis de relația cu Federația Rusă și eu cred că... Eu cred că da, după asistă... 12 atacuri, mi se spune că sunt 12 și, atacuri. Cum se spune, rușii au atacat de 12 ori într-un secol jumătate. Adică am făcut ceea ce ne-am fi dorit, Doamne ferește, dacă s-ar fi întâmplat cu România să facă și... Și ar fi vecinii noștri. Ar fi făcut și ar fi făcut ucrainienii. Doamne, nu sunt Mafalda, din păcate nu știu, dar... De diplomat chiar. Domnule profesor, hai să ne întoarcem totuși, pentru că mie conceptul de israelizare, de noțiune de apărare socială a Ucrainei, de model israelian în apărarea Ucrainei, mi se pare pe cât de interesant, pe atât de important pentru supraviețuirea statală. Israelul a supraviețuit statal unor atacuri crâncene ale statelor din jurul său, în lumii arabe, chiar din primele zile ale declarației de la Națiunile Unite care statua existența Israel. Are capacitatea culturală, domnule profesor, istorică Ucraina, are filozofia de a avea o astfel de civilizație ca Israelului, de a fi tot timpul cu mâna pe armă. Depinde. Eu... Hai, să ne gândim la un profil de țară. Are această capacitate? La această întrebare, după aceea, l-aștept pe domnul Neamțu. Vedeți, noastră, Ucraina a fost mai degrabă răsfățată a Uniunii Sovietice și nu a avut situația geopolitică pe care Israelul a avut-o în regiunea în care s-a aflat. Ce înseamnă răsfățată? Exact asta am vrut să vă întreb. Deci, este un termen șocant aici parcă l-aș vedea... refraza. Nu, parcă l-aș este refraza. Ghilimelele care nu s-au văzut. Să nu uităm că Ucraina nu a putut să-și declare independența în perioada în care toate celelalte state central și est europene au făcut acest lucru. Se pare că după 1918 Uniunea Sovietică a pus, să spun, stăpânire pe această regiune, considerând o regiune istorică a lor, apropo de unde punem borna kilometrică zero a istoriei, moment de la care nu știu, sub nicio formă nu cred că a fost o recompensă, dar să ne aducem aminte că Stalin și ulterior Hrușciov au făcut niște gesturi de benevolență în construirea unei Ucraine de care practic avea nevoie. Înainte de acest, Stalin va crea marea foamete ucrainiană, Holodomor, da, care este recunoscută ca una din cele mai mari crime. De 32-33. Iarăși intrăm în meandrele istoriei. Deci în afară de așa zisele gesturi de benevolență, de bunăvoință sovietice ale lui Stalin față de Ucraina, să nu uităm. Domnul Calvan, dați-mi voie, că eu am și niște, ca să spun, dacă îmi permite, suntem între ziariști, am și șopârlele respective. Deci gândiți-vă că aceste gesturi de benevolență, și repet ceea ce vă spuneam mai devreme, au fost făcute nu întâmplător. Federația Rusă avea nevoie, Uniunea Sovietică de la vremea respectivă, avea nevoie de a aproba statutul de viitor membru al Organizației Națiunilor Unite și să nu uităm că Belarusul și Ucraina au jucat un rol extrem de important în legitimarea Uniunii Sovietice la... Ca și rolul care l-au jucat în desfințarea Uniunii Sovietice. Știți cum e, vreau ochișori, mănânci și bătăturici, că asta exact e situația. Exact. Dar cred că m-ați înțeles. Ușoara ironie pe care am încercat să o aduc a scos mai degrabă, sau am vrut să scot mai degrabă în relief relațiile antagonice între ucrainieni și Uniunea Sovietică, iar dumneavoastră ați anticipat un lucru, ca să spun, de culise, și anume că Uniunea Sovietică, dacă a colapsat, a fost foarte mult ajutată de un complot moldavo-ucrainean. Da. Și știți, belarusian și... Da. Da? Da. Deci în acest sens am spus că în Ucraina nu poate să existe o astfel de, părerea mea personală, o astfel de cultură
a apărării, a puștii acasă, da, a mitralierei în cămară și da, la fluierul gardianului, comandantului, să poată să iasă. Părerea mea, ei au fost în cu totul altă cultură și s-au dezvoltat în cu totul altă cultură. Sigur că nu știm dacă lucrurile vor evolua și, după părerea mea, nu vor mai evolua. După părerea mea, lucrurile cam pe aici se vor... Se intră într-un conflict rece, se intră într-o asta înghețare. Am spus-o de mai multe ori, este singura variantă, pentru că pacea, dacă domnul Zelenski nu dorește să meargă mai departe și este undeva... Impresia că nimeni nu dorește pacea la ora actuală. Exact. Așa, și atunci, singura variantă care rămâne este încă o apariție a unui conflict înghețat în zona de sud a Ucrainei. Domnule Neamțu, este Ucraina capabilă civilizațional, și aici este specialistul, de a fi un Israel al Estului Europei? Să mă iertați, comparaison, neparaison, sau pur și simplu nu orice comparație trebuie băgată în seamă. Eu înțeleg drama unui popor și mai ales a unui președinte care trebuie să conducă destinele unui popor pe timp de război, dar nu poți să spui că există foarte multe paralele din punct de vedere civilizațional între Ucraina și Israel. Israel are o istorie de 4.000 de ani, Israel are o capitală în Ierusalim, orașul păcii, de pe vremea lui David și Solomon. Israel exista și pe vremea romanilor. Mă iertați, da, că vă întreb repede, să-mi spune și mie un scriitor ucrainean de secol 17-18, aveți dificultăți. Cu toții avem dificultăți. Nu pentru că ei sunt, că asta, din punct de vedere istoric, inferior. Nu cred că lipsa scriitorului ucrainian de secol 17 neagă dreptul la existența al națiunii. Vă rog să nu puneți cuvinte în gură. Eu am spus doar atât. Prestigiul cultural, religios, al civilizației iudaice este infinit superior tuturor națiunilor, nu doar națiunii ucrainene, care au apărut în ultimii 150-200 de ani pe harta lumii. N-am spus altceva. Dacă am voie să spun și eu ceva, o să spun de data asta ceva net în favoarea acestei tradiții biblice și culturii iudaice, care se exprimă într-o altă limbă, de pildă, decât limba agresorului arab și, iarăși, o altă diferență. Totuși, de bine de rău, hai să recunoaștem, există o proximitate a rădăcinilor slave între ruși și ucrainieni. Există anumite, de pildă, afinități, cel puțin istoric vorbind. Hai să nu uităm faptul că, uite, soția lui Dostoevski a murit în Crimea. Vă dau un exemplu. În 1918, în Ialta, această femeie fugărită de bolșevici, care avea drepturile de autor ale marelui scriitor, a murit de foame. 7 zile a fost condamnată să stea într-un apartament în Ialta și a murit în 1918, după venirea bolșevicilor la putere în Petersburg, a fost sortită pieirii. Deci, avem o istorie foarte complicată, în același timp, dreptul lui Israelului foarte complicată. Spuneați că nu există neapărat similitudine. Gândiți-vă puțin. Deci, este extrem de complicat. Ai o religie, ca și istoria Ucrainei. Ai o religie ortodoxă la Kiev, ai o religie ortodoxă la Moscova. Ai, repet, o memorie comună care ține inclusiv de cei 1000 de ani de ortodoxie chieveană și nu poți să spui că același lucru valabil pentru, iertați-mă, religia lui Mohamed și religia lui Moise. Sunt foarte mari diferențe. Iar dacă citești Coranul și vezi cum e recomandată, de pildă, abordarea față de evrei și față de creștini, mai ales în primele decenii de la apariția mișcării acestui monoteism radical pe care Mohamed îl reprezintă, ești un pic cutremurat. Pentru că sunt evidente linii de discriminare pe care Coranul le prevede față de evrei și față de creștini, care au plătit taxa aceea, jizia, nu? Da, peste 1700-1500 de ani. Deci, hai să fim serioși. Cine știe puțină istorie, își dă seama că acest conflict între Hamas, între radicalii islamici din frățiile musulmane, între Hezbollah și Israel, acest conflict are o rădăcină teologico-politică, nu geostrategică. Eu cred că Putin, în nebunia lui, sigur, a trecut peste orice considerente umanitare. Cred că Putin reprezintă o formă de autoritarism, dar Putin nu reprezintă o religie cum este islamul, care are dimensiunea aceasta expansionistă și care religie... Normal, este cea mai tânără. Vă întrerup. Nu-i normal, este cea mai tânără. Iertați-mă, mobilizează la ora asta sute de mii de oameni în Europa, că asta trebuie să ne îngrijoreze. Vă mai întrerup o dată. Și creștinismul a fost extrem de expansionist. Să nu uităm, în trei secole a pus mâna pe cel mai mare imperiu al Antichității. A pus mâna datorită Elenei, care era mama lui Constantin. Vă rog să trageți pe ea la răspundere. Mi-e teamă că o să depășim momentul și vă pândesc de mult să vă... Auzi, te pândește. Nu, dar încă o dată. Iertați-mă, deci foarte important. Noi n-am văzut sute de mii de ruși ocupând capitalele Europei, în Amsterdam, în Londra. Am văzut sute de mii de radicali susținători ai Hamas, care au spus
from the river to the sea, da, de la, Palestine la, shall la be free. Deci, da, ăsta da. Este un discurs genocidar, pentru că dacă tu spui că, bine, în primul rând, 90% din cei care spun asta, dacă îi întreb care e râul, nu știu să spună unde e râul Iordan. Iordan, da, nu știu să ți-l arate pe hartă, nu știu. Da, nu știu. Dar trecem peste acest detaliu, că o lecție de geografie oricum nu se mai face de mult. Nu, 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 Greta trotinetista nu știe unde e Iordan. Și credeți-mă, jumate din cabinetele europene, din cabinetele și trotinetele. Despre ce mare se vorbește acolo, când se vorbește despre Marea Roșie. Adică bun, deci avem această lipsă de cultură, pe de o parte, a elitelor, iertați-mă, din Occident, care nu știu să gestioneze situația. Credeți-mă, am fost la Londra acum o săptămână, de asta spun. Da. Am fost șocat. Credeți-mă că am fost șocat ca în orașul studenției mele, că acolo mi-am făcut și eu școala, să pot descoperi sute de mii de oameni care strigă Allahu Akbar și care vin cu steagul, cu steagul ISIS, cu steagul Daesh. Da. Deci da. Când ai o asemenea prezență demografică, când ai 40 de milioane de musulmani în Europa, discuția e cu totul alta. Și vorbim despre viitorul unei Europe multiculturale în condițiile în care, utilizând instrumentele liberalismului politic, unii radicali care țin Coranul în mână, așa cum ținea pe vremuri Hitler Mein Kampf în mână, folosesc, repet... Refrazați. Păi nu. Nu, să nu unii radicali. Păi iertați-mă, numai puțin. Să când nu ești punem ISIS, în aceeași frază ISIS, islamul cu fascism. Nu, când ești ISIS, când ești ISIS, vă rog, numai puțin, pentru mine. Când ești ISIS și Daesh, când ești radical care dorește exterminarea Israelului, din punctul meu de vedere, nu ești foarte departe de Adolf Hitler. Deci când îți propui exterminarea Israelului, nu ești foarte departe de Adolf Hitler. Este într-adevăr apropierea de fascism. Sarmiza Andronic avea întrebare. Și în prima oră și acum în a doua oră în intervenția dumneavoastră a spus despre aceste țări europene care se mobilizează și care ne îngrijorează, pentru că toate se mobilizează pentru Ucraina și întrebarea mea este... Cât anume mai rezistă aceste țări, pentru că din punct de vedere economic, economic, și pentru că dacă te uiți în România, nu prea ai autorități care să spună cum anume, da, România a ajutat Ucraina. Știm noi, am vorbit mai devreme despre cum noi, fiecare în parte, am ajutat ucrainienii la propriu, da. Da. Doar că acum, cu toată mobilizarea asta de forțe, despre care ați discutat dumneavoastră mai devreme, ce ați văzut la Londra. Bun. Cât mai sunt popoarele dispuse să suporte acest sprijin pe care nu-l mai înțeleg? Eu vă dau un singur exemplu. Ce s-a întâmplat în Republica Moldova vorbește despre oboseală față de acest tip de amenințare. Oamenii își doresc pacea. E tot mai evident că oamenii doresc să-și proiecteze viitorul lor și mai ales al copiilor lor într-o dimensiune a păcii și Europa a fost, până la urmă, puternică când a putut garanta această pace. Deci, sondajele de opinie, pe de-o parte, din România, din țările centrale europene și chiar vestice, arată că discursul acesta de susținere necondiționată față de politica, față de politica de la Kiev s-ar putea să nu mai fie, să fie dominant. În curând, probabil, în curând, vom asista și cred că deja au apărut niște elemente care să ne spună clar că în Washington și probabil la Bruxelles sunt personaje care vorbesc cu președintele Zelenski direct despre posibilitatea unui armistițiu sau despre posibilitatea unei diminuări a suportului financiar. În acest moment eu cred că toată lumea își aruncă privirea mai degrabă spre pericolul islamic, spre pericolul radicalismului jihadist. Și mult mai puțin resimt dar ceea ce se întâmplă. Dar 2 ani de zile, pericolul expansiunii Rusiei militare datorită invaziei în Ucraina a fost văzută mult mai aproape decât pericolul terorist dat de organizațiile islamiste. Europa Occidentală, în general Occidentul colectiv, care includem și Statele Unite, au văzut această amenințare ca fiind mai mare. Ca fiind mai mare. Dintr-o dată, atacul Hamas împotriva Israelului și împotriva populației izraeliene a reamintit că nu sunt diferite din punct de vedere al scalei de periculozitate. Ba mai mult, eu cred că încă o dată vom avea un conflict înghețat în zona Ucraina care probabil 10 ani va rămâne astfel pecetluit și vom avea, pe de altă parte, în Europa o escaladare acestor conflicte care pot să țină, spunea Pierre Manon, un istoric, un filozof catolic, ca să mă întorc la ce a întrebat Sarmiza Andronic, poate să țină acest conflict intern din Europa chiar de un război civil. Repet, eu sunt o persoană cu un anumit scepticism antropologic, pentru că
atunci când vorbim despre multiculturalism, totul e bine și totul este frumos, până când trebuie să iei metroul până spre un banlieu din preajma Parisului, da, sau de lângă Bruxelles. Sunt absolut de acord cu tine, dar atrag atenția că tocmai această frază poate să creeze o replică neplăcută. Nu te întrerup, dar doresc să-mi răspunzi la această întrebare. Știam de terorismul islamic. Știam de faptul, primul ministru Netanyahu a declarat la vizita, la ultima vizită, după post-atentat, post 7 octombrie, la conferința de presă cu președintele Macron, i-a spus, nu vă uitați în Daesh, în Africa, sau la Boko Haram, sau la Boko Haram, că sunt departe. Nu, ele sunt în balneurile Parisului. Asta este declarația premierului Netanyahu și pe care CNA bănuiesc că nu vrea să-l sancționeze. Presupun că nu o să-l sancționeze și nici pe președintele. Nu, am impresia că nu mai avem voie să spunem nimic de teama unei sancțiuni. Nu. Trebuie să explicăm contextul. Nu. Mihai, contextul e simplu. Ai avut 6-7 orașe în Europa care s-au trezit cu manifestații de peste 50-70-100 de mii de oameni care, încă o dată, au tot dreptul. Au tot dreptul să fie solidari cu cei care suferă eventual în Gaza. Cine a fost solidar cu Moldova atunci când, în ultimii 3 ani, statul moldovean a fost supus unor presiuni enorme? Nici astăzi nu știm, de exemplu, cine a atacat în Transnistria acum 2 ani de zile, dacă ne mai amintim. Cine a fost solidar, de exemplu, cu săracii Moldovei care sâmbătă de sâmbătă au manifestat luni de zile împotriva puterii? Dar cine a fost solidar cu creștinii din Armenia, vă întreb eu, că au fost acum câteva săptămâni puși pe fugă, da. Plecați din casele lor pentru pur și simplu faptul că se trezesc cu amenințare. Cât? 50.000, dacă nu mă înșel? Spre 100.000. Nu, 150.000. 150.000. Deci avem o distribuție. Armenii au fost obligați de către azerbaidjeni, de către armata azerbaidjană, să părăsească Nagorno-Karabakh, să părăsească regiunea. Bun. Despre scandalul de la Harvard avem voie să vorbim? Avem. Despre faptul că au plecat finanțatorii ai celei mai importante universități din America, întrucât Universitatea Harvard a întârziat să condamne discursul antisemit al unor studenți, chiar profesori de la Harvard. Putem vorbi de studenți evrei care s-au ascuns într-un laborator. Mulțumesc! Pentru că au fost stat, Mihai. Păi nu. Asta, despre asta e vorba. Adică antisemitismul a devenit foarte răspândit în Europa Occidentală. Nu, dar a devenit de bon ton. Acum este în virtutea unei istorii de care domnul profesor Micu aici a explicat foarte bine, a unei borne istorice, a devenit de bon ton să fie antisemit pentru a spune Free Palestine. Și observăm un lucru care pe mine mă înfioară, dar am să revin la povestea de la Harvard care m-a înfiorat. Un grup de studenți evrei au fost efectiv atacați de o masă de studenți palestinieni. Radicalizați, să spunem. Radicalizați, da. Și poliția a venit, i-a izolat într-un laborator pe studenți evrei și n-a putut să-i scoată pentru că rectoratul de la Harvard a refuzat intervenția polițiștilor speciali, în campus. Speciale în campus. Și tinerii evrei aveau chipa pe crește. Iar tinerii radicalizați, care izolaseră pe acei tineri evrei, strigau moarte Israelului. Death to the Jews. Și deci, mai rău, gazații pe evrei. Nu știu dacă putem spune lucrurile astea cu tremurătoare. Aceasta este frază. Domnule Harman, vin de la o întâlnire cu peste 100 de politicieni din Australia, Marea Britanie și Statele Unite. Am fost la Londra în camera lorzilor. Permiteți-mi să spun că am anumită greutate când vorbesc despre lucrurile astea. Mi s-au raportat privat de către fostul vicepremier al Australiei, de către membrii... Incidente antisemite foarte grave. Niște situații din Melbourne, Sydney și Canberra pe care nu le-am fi crezut reale. Acum câteva zile s-a spus gazații pe evrei în centrul orașului Sydney. Adică într-o lume civilizată, un discurs de exterminare poate fi tolerat în numele unui liberalism care, iertați-mă, nu mai poate să își desemneze dușmanul, pentru că nu vreau să-l citez acum, dar un mare teoretician al politicului a spus că fără distinția între prieten și dușman, nu ai o direcție. Dacă nu știi tu, civilizația occidentală, să-ți desemnezi cu limpezime, cu claritate adversarul, să spui cine e adversarul tău, n-ai cum să te aperi. Dar pentru că adversarul s-ar putea să fie în interior. Haideți să vă pun o altă întrebare. Dar atunci când acum un an am scos 20 de milioane de cărți de limbă rusă din bibliotecile publice ale Ucrainei și la Mars, nimeni n-a protestat. Sau situația confesiunii ortodoxe care... Canonice, sigur, de Moscova. Uite, de exemplu, există o informație, o avem de la din media alternativă,
repet, n-avem voie, domnule. N-am verificat-o, dar Biserica Ortodoxă de Limbă Română din Bânceni. Dar noi nu mai avem voie Ucraina, să... Din Ucraina a fost ocupată de către trupele speciale ucrainiene. Deci noi nu mai avem voie să criticăm... Un minut. Guvernul un minut. De la Kiev. Și de ce a fost? Pentru că această biserică, de este de limbă română, atenție, da. De la Bânceni, este sub jurisdicția canonică a Moscovei și atunci sunt liber la hăituit. Întrebarea mea este alta. Statul român, cum face statul român, domnul profesor Micu, cum face statul român totuși să apere limba română de acolo, fără să intre în această complexitate uluitoare? 250 de români cu dublă de cetățenie aduși, da, înapoi din Fâșia Gaza. Iarăși o situație extrem de complexă, aveam numele copiilor. Doar două fete sunt Ioana Maria și Luiza. Restul sunt Mohamed. Copii de românce, căsătorite, măritate cu palestinieni. Avem numele copiilor. Deci, care e complexitatea, domnule profesor Micu? Cum poate statul român să navigheze prin această... De aceea spun două războaie, pentru care că pericolul este același și pentru limba română din Ucraina, pentru românii din Ucraina, cât și pentru cei din Gaza sau din Cisjordania. Care e capacitatea statului român de a naviga aceste pericole? Printre aceste pericole. Evident, răspunsul începe cu ecuația foarte complexă. Problema este că noi nu suntem Federația Rusă și noi nu o să intrăm niciodată cu bocancii în Ucraina ca să impunem respectul pentru minoritatea română de acolo. Și dacă nu intrăm cu bocancii, ce facem totuși? Noi avem respect în primul rând, poate păcătuim de la Titulescu încoace, față de dreptul internațional, față de aranjamentele și alianțele pe care le avem. De tratatele care le semnăm. Evident. Asta e o chestiune. O a doua chestiune, presiunile care statul român le-a făcut în mod constant, să știți, că ele nu se văd, asta este, cum să vă spun, o parte a jocului. Dar presiunile pe care le-a făcut în mod constant asupra Ucrainei de a respecta dreptul minorității ruse, au primit românești, au primit, că asta vreau să zic, probabil minoritatea rusă, au primit răspuns, domnule, dar noi trebuie să-i ținem la respect și să-i blocăm pe cei care, vorbitorii de limbă rusă, cetățenii ucrainieni, de limbă rusă, și dacă le dăm drepturi românilor, probabil în mintea lor, este o părere a mea, este o ipoteză acum pe care vă spun a mea, trebuie să le dăm și celorlalți. Sunt normele europene, tocmai, nu sunt valorile europene? Păi tocmai v-am explicat mai devreme că le-a ridicat-o la plasă, adică rușilor. Da. Tocmai vă spuneam mai devreme acest aspect. Putem să facem, și asta am și făcut, ceea ce am făcut pentru Republica Moldova undeva în anii 2003-2004, când am liberalizat pur și simplu posibilitatea tuturor copiilor care vor să învețe în România, am dat burse pentru chestiunile acestea. Deci nu putem decât să folosim armele, instrumentele pe care ni le oferă, pe de o parte, angajamentele pe care le avem în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar pe de altă parte, prudența pe care trebuie să o manifestăm față de reacțiile care le-am văzut că deja se manifestă vis-a-vis de de conflictul acesta israeliano-palestinian. Da. Adică se pare totuși că înțelepciunea, sigur, e dureros. Eu nu spun că nu. Dar înțelepciunea de care a dat dovadă politica externă românească se pare că a fost argumentată. Adică nu a fost o pasivitate, ci a fost mai degrabă o prudență. Dar n-am avut impresia tot timpul, și aici iar sunt Harman în emisiunea mea, și Sarmiza o să mă critique după această emisiune, oameni buni, ca întotdeauna cel mai mare critic al meu și cel mai bun este Sarmiza Andronic. Voi fi Harman până la final. Stați o clipă, eu am avut impresia că politica externă românească a fost extrem de pasivă față de problemele fundamentale ale minorităților române. Eu mă amintesc nomina odioză, nici n-ar trebui să-i spunem numele, Băsescu, care s-a dus la sârb și le-a spus: nu intrați, nu vă dau, vă dau vetoul românesc dacă în drepturile minorității române nu este respectat. În Voivodina și... În Voivodina. Și nu încât, în două săptămâni, legea a apărut. Adică, la un moment dat, stați o clipă, Ungaria spune, nu reacția Ungariei față de anunțul lui... Zelenski. Nu, față de anunțul Comisiei Europene că va propune Consiliului intrare, începerea
procesului de aderare al Ucrainei, Moldovei și Georgiei, dar în special al Ucrainei la Uniunea Europeană, hai să fim foarte clari. Ungaria a zis veto. A anunțat de pe acum și acolo nu doamna von der Leyen are autoritatea, ci Consiliul în are numele... în procesul de extindere al Uniunii Europene. Și să ne uităm la argumentele pe care Ungaria a avut argumente. Noi de ce nu folosim totuși la un moment dat și noi niște bazuca? Că domnul Orban de la Budapesta, Dumnezeule mare, i-a căpiat pe europenii de la Bruxelles. Domnule profesor. Din păcate nu sunt un decident politic. Nu, da, sunteți un profesor sunteți ministru plenipotențial care cunoașteți foarte bine aceste lucruri. Eu tocmai domnul Harman, n-ați văzut cu ce se ocupă președinția României? N-ați văzut că domnul președinte cheltuie 3 milioane de euro anual pentru deplasări cu aceste, iată, avioane de lux, dar nu pentru a reprezenta. E cea mai mare sumă. De vreo 7 ori mai mare decât la începutul mandatului, primului mandat, fără ca să se întoarcă măcar o dată cu o recoltă de fapte bune pentru poporul ăsta care îi plătește lui vacanțele. Deci nu vedeți că cel care... Și eu îl înțeleg pe distinsul invitat care nu poate să comenteze, fiindcă totuși diplomația română e condusă totuși de șeful CSAT și de președintele României. Atunci, haide să fiu atunci, tot Harman. Diferența între Iohannis și Orban e una semnificativă. E omul vostru. Când PSD-ul era ciumă roșie. Care al meu? Că nu reprezintă aici. Eu nu reprezint niciun partid, știți bine asta. Nu. Slavă aici, Domnului. Aici. De vreo 3 ani de zile nu mai reprezint. Vorbesc de faptul că totuși a fost... Ca om de dreapta, e adevărat. Ca om de dreapta, un intelectual de rasă. Am fost păcălit. Un intelectual de dreapta, de rasă, cum sunteți, este omul vostru. Iohannis este omul vostru. Și să nu uităm că a fost preferatul lui Băsescu. Nu știu dacă a fost, da. Nu, a fost că el a spus, decât să câștige Ponta, mai bine câștigă. Bun, deci încă o dată, nu puneți mie în cărcă discursul unor oameni. Harman trebuie să fie Harman la dar ideea fundamentală, mă întorc la domnul profesor, pentru că e foarte important și vreau să înțeleg acest lucru. Eu cu dumneavoastră, domnul Neamțu, vom dezbate enorm de multe lucruri. Domnul profesor este reținut de chingile meseriei dânsului și îl înțeleg foarte bine, dar vreau să înțeleg următorul lucru. Adică Ungaria poate să spună nu intri în Europa pentru că drepturile minorităților mele de la tine nu sunt respectate de către tine, Ucraina. În Israel facem un război împotriva unei organizații care efectiv a măcelit evrei, nu pentru că erau dușmani, că sunt copii, sunt femei, sunt bătrâni măcelăriți, ci pentru că erau evrei. Da? Se face un război, o națiune întreagă este împotriva unei lumi întregi. Mihail Neamțu povestea sutele de mii de participanți și de radicali participanți la manifestațiile din Occident. Occidentul care începe din ce în ce să dea semne de nervozitate față de răspunsul militar ferm. Și România nu poate să-i spună domnului Zelenski aici prezent... În vizită oficială, ne-a făcut și nouă onoarea domnul Zelenski să ne viziteze, nu poate să-i spună, domnul Zelenski, aveți o problemă, dumneavoastră nu recunoașteți limba română în Moldova, dumneavoastră recunoașteți limba română și moldovenească. Știați acest lucru? A fost o mișcare ucrainiană specială. Dumneavoastră ați schimbat plăcuța de la Cernăuți, orașul lui Eminescu. Ați schimbat plăcuța în care se scria despre rădăcinile românești ale orașului. Haideți să vorbim, totuși, diplomația asta românească. Alții pot și noi nu putem? România între două războaie, dar să știți că războiul... Adică noi avem alte limite decât au alții? Exact. Diplomație. Noi avem alte linii roșii, avem alte chingi. Doamne, eu, în primul și în primul rând, așa cum ați spus foarte bine la început, eu aici sunt în calitate de conferențiar universitar. Exact, conferențiar universitar, da. Nu, dar vă întreabă studenții la SNSPA, nu? Vă întreabă. Sigur că da. Problema... Care e răspunsul noastră? Pot să răspund. Vă rog. Woodrow Wilson spunea la un moment dat că dacă popoarele sunt iubitoare de pace, iar dacă ajung să fie în antagonice, să ajungă chiar la conflicte militare, asta se datorează fie incapacității liderilor săi, fie unor interese care nu mai țin de neamurile respective. Uh-huh. Asta o spunea Woodrow Wilson. Da. Asta o spunea în 1918. Acesta a fost declarația celor 14 puncte. Nu. Asta a fost o axiomă. Declarația celor 14 puncte. Deci orice conflict între două națiuni, și noi tocmai asta cred că am încercat în toată această perioadă, pentru că
repet, cu ce am început în discuție, nu avem foarte mulți prieteni în jur. Și atunci, noi tocmai asta am încercat, să intrăm într-o zonă conflictuală. Sigur, o să-mi dați iar exemplu Ungariei. Din punctul meu nu, dar dau exemplu Slovaciei, dar dau exemplu Poloniei, în scandalul cu grânele, în care a spus foarte clar, interesele fermierilor polonezi sunt deasupra intereselor fermierilor ucrainieni. Declarația președintelui Duda este pe Google. S-a și comentat în spațiu public foarte mult. Foarte mult, și adică nou, polonezii au fost aplaudați pentru atitudinea lor. Nomina odiosa, da? Îl dau pe cei care... Ca nu este odiosa. Nu, așa se spune, da? Pe cei care au sprijinit din toată Europa, părerea mea că nu există un mai mare sprijinitor ca Polonia pentru Ucraina. A cauzei ucrainiene. A cauzei ucrainiene. Să nu uităm ca o prietenie, iarăși, a se vedea ghilimelele față de Federația Rusă seculară. Da, ca noi. Au fost de trei ori dispărut datorită lor. Datorită politicilor rusești. Dar ce face România? Cum joacă? Și revin la această întrebare care e obsesivă. Plătim 3 milioane pentru avioanele private? Nu mă interesează, plătim 10 milioane. Dar măcar să primim ceva. Dar măcar să avem rezultate. De pildă, să avem garanții pentru că acești oameni care trăiesc la Storojineț, putem vorbi pentru că e luna noiembrie, da? În 1918, un mare boier, Iancu Flondor, care trăia la Storojineț, dar și-a făcut studiile la Viena, că așa se făcea pe vremuri, știi? Când erai un om politic român. Bucovina era mai aproape. Bun, de Viena. Mulțumesc. Decât Clujul. Așa este. Atenție. Așa este. Și în Parlamentul vienez apare, sigur, toată simbolistica heraldică, exact, familiei Flondor. Exact. Acest om s-a uitat. A familiei Flondor. Da. Acest om, care a avut un frate care a și pus într-o melodie superbă somnoroase păsările de Mihai Eminescu, acest mare lider politic unionist, în 1918 și-a vândut pământul său, ca să susțină cu banii respectivi gazetele pro-unioniste care apoi au declarat în noiembrie, 1918, suntem în noiembrie, da? Unirea pe vecie, spunea, nu Flondor, a Bucovinei de Nord, a Bucovinei cu țara mamă. Deci, acolo la Storojineț, dacă te duci să cauți mormântul lui Flondor, nu-l găsești în cinste și onoare, așa cum s-ar cuveni. Deci avem o problemă fundamentală de respect față de înaintași. Trecem cu vederea efortul bucovinenilor din anii 1910, din anii 1916, pentru că să nu uităm, ei au luptat, pentru unire înainte chiar de secolul 20, pe vremea lui Aron Pumnu, să nu uităm, mentorul lui Mihai Eminescu, se vorbea despre această unire a tuturor provinciilor istorice care s-au reunit abia sub Ferdinand. Această lipsă de respect. Uite, acum eu pun o întrebare către administrația prezidențială. Oare pe 1 decembrie sau la 1 decembrie 2023, în Alba Iulia, vom avea o delegație de bucovineni din Ucraina prezenți la Alba Iulia să-și amintească acolo, la Alba Iulia, în acest Ierusalim, să spunem, nu? Că avem totuși o catedrală a reîntregirii, așa cum a existat. În Ierusalimul Unirii, pentru că noi avem Ierusalimul de Nord Ștefanian, care este Pudna. Dar totuși am avea obligația morală să ducem, de pildă, românii din Mahala, românii din Storojineț, românii din Cernăuți, românii de lângă Oncești, Maramureș, să-i aducem pe toți la Alba Iulia să le spunem măcar femeilor, pentru că înțeleg că bărbații oricum, dacă ai peste 18 ani, ai nicio șansă, care a fost povestea aceasta a dorului de țară. Și care dor de țară trebuie menținut și poate chiar cultivat prin aceste poezii, prin aceste povești, prin aceste întâlniri cu marea literatură, pe care se pare că nu mai avem voie să o predăm copiilor din Ucraina, ca să nu deranjăm eventual naționalismul de la Kiev. Deci eu cred că există loc pentru toate. Există loc pentru a da o replică dură, și a fost dată această replică dură, agresiunii rusești. Putem să criticăm și trebuie să criticăm regimul autoritar, dictatorial al lui Vladimir Vladimirovici Putin, felul în care el și-a eliminat adversarii politici. Trebuie să criticăm imperialismul rusesc. Și în același timp trebuie să spunem că românii, oriunde s-ar afla ei, românii merită toată protecția statului nostru. Mihai Neamțiu, o să continuăm o clipă, mai avem 8 minute, doar că trecem de subiect. Vreau să mai spun un lucru, că vorbeați despre faptul că nu trebuie să uităm acest lucru. Eu cred că trebuie să-i educăm pe tineri. Apropo de poeziile la care făceați trimitere, apropo de istoria noastră. Este interzis în Ucraina. Aron Pumnu, Eminescu, Flondor și ceilalți. Hai să spunem educația acelor oameni. Bun, avem o problemă și cu românii de la București. Stați liniștită, doamna Andronic, dacă mergem acum
în Parlamentul României și punem câteva întrebări despre corifeii Marii Uniri, lumea nu o să știe nici cine a fost Goldiș, nici cine a fost Cicio Pop, nici cine a fost Flondor, nici cine a fost Inculescu. Mihai Neamț, o să discutăm, o să avem de ziua națională, sper să avem o emisiune despre exact despre această istorie. Dar eu vreau să mă întorc, pentru că discuția este despre România între două războaie. Mai avem 7 minute, efectiv. Regula este ca Sarmiza Andronic, ultimele 5 minute să ne închidă pe toți. Adică să închidă toate. A, iertare. Așa. Deci ea este, dar ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are întotdeauna partenera mea din dialogurile lui Harman. Domnule profesor Micu, în toată această, să spunem, marasm de probleme, conflictul din Israel, ultimul a apărut, este clar un conflict care va avea efecte fundamentale asupra relațiilor geostrategice, intereselor geostrategice ale României în regiunea arabă. În acest război de agresiune rusă împotriva Ucrainei, răspunsul lui ucrainian la adresa acestei agresiuni. Ce a pierdut și ce a câștigat? Dați-mi un singur exemplu. Ce a pierdut, un exemplu, și, sau ce a câștigat, un exemplu, România? Ce a pierdut, eu cred că este foarte clar pentru toată lumea. Un efort financiar, o accelerare a unor măsuri de protecție, de securitate, care iarăși ne-au adus o serie întreagă de corvoade. Ce a câștigat prestigiu? Pentru că România a demonstrat, iarăși poate dumneavoastră care sunteți mai vulcanic, așa, da. România a demonstrat în primul rând înțelepciune. A gândit strategic și nu doar prin faptul că și-a consolidat și continuă să o facă poziția în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Mai mult decât atât, multe dintre deciziile referitoare la spațiul estic le-au luat împreună cu partenerii noștri europeni, adică a respectat acele reguli, dumneavoastră le spuneți foarte corect, reguli diplomatice, în care dacă ne-am angajat la un pact, asum servanta, ne-am angajat la un lucru, pur și simplu asta îl facem. Deci eu zic că au existat și plusuri, au existat și minusuri în situația asta. Eu cred că am putea la acest moment să beneficiem de moștenirea istorică pe care o avem în relațiile cu ambele tabere și de ce nu să putem să încercăm să în niciun caz să mediem, pentru că s-a văzut foarte clar. Da. Adică avem de discutat cu niște teroriști, deci asta n-ai ce să mediezi cu asta. Nu, dar n-are cine să medieze. Dar sunt niște elemente pe care le putem folosi uitându-ne în trecut. În ceea ce privește Ucraina, eu chiar o spun cu regret, pentru noi ar fi fost bine ca această țară să fi fost consolidată și să poată să reprezinte, să zic, un bastion înaintea imperiului, dacă îmi permiteți iarăși, asta spunea domnul Putin, imperiului țarist pe care dorește Federația Rusă să-l reconstruiască, da. Vă aduceți aminte? Da, de sigur că da. Dar e visul de aur al Rusiei, să reconstruiască imperiul țarist. Din păcate, Rusia chieveană se răzbună, da. Și suntem într-o situație în care iarăși am ajuns să fim vecini aproape cu Federația Rusă. Domnule, ultima întrebare înainte de a da cuvântul Sarmizei Andronic, Mihai Neamțu. Până la urmă, se află România între două războaie sau are războiul ei? Are și războiul român-român. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că puteți găzdui în această televiziune și într-un asemenea context media dezbateri serioase. Și chiar vreau să spun total dezinteresat că nu vreau să mă angajez la Metropola TV, pur și simplu vreau să onorez un efort jurnalistic. Ați permis, iată, timp de 2 ore, o ancorare a gândului nostru în reflecții fundamentale care țin de viitorul civilizației. Nu numai despre cancan s-a vorbit aici, sau aproape deloc nu am vorbit despre cancan, cât despre lucruri fundamentale care am mai vorbit puțin despre politica dâmbovițeană. Dacă s-a vorbit, nu de asta v-am chemat. Dar nu de asta v-am chemat, da. Adică nu sunt expert, exact. Nu aveți doctorat în așa ceva, da. Nu știu să fac small talk. Însă, așa, dincolo, de, minut, această, atât, dincolo de acest elogiu pe care vreau să-l aduc instituției pe care o reprezentați, spun atât.
România, din punct de vedere al securității, se află sub un scut, cum n-a mai fost de 500 de ani, un scut de securitate oferit de partenerul nostru. Care era scutul de acum 500 de ani? Păi nu prea era, era creștinătatea. Era, general. Da, era, eu știu, general. Relație de prietenie între Ștefan și eventual papa care l-a numit Atleta Cristi. Însă, acum ne aflăm sub un scut de securitate, care n-a existat, cum bine ai spus, și care, în același timp, trebuie să fie extins, din punctul meu de vedere, scutul acesta, și față de românii din Moldova, adică față de basarabeni, și față de, ce nu, acest scut de securitate față de românii din zona limitrofă, din Bucovina de Nord, sau poate chiar din Voivodina. Românii trebuie să aibă încredere în statul român, care trebuie să-i ofere, înainte de toate, siguranță, apoi prosperitate și celelalte. Dar românii trebuie să participe la această siguranță printr-o seriozitate fundamentală în apărarea intereselor naționale. Prin implicare civică. Prin implicare civică, prin implicare și printr-un misionariat cultural pe care eu încerc să mi-l asum. De aceea și scriu cărți. Pe această linie, Sărmiza Andronic, ultimele două minute, mi se spune în cască că mai avem două minute. Eu cred că românii își fac treaba. Ce înseamnă își fac treaba? Ei nu uită tradiția, nu uită cultura, sunt totuși destul de multe zone în România care merg pe linia asta și mă bucur. Emisiunea asta însă a fost un pic ieșită din tipare, pentru că mie mi se pare că, deși nu am răspuns la toate întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului... Să știi că nu-i vina mea, e domn profesor care n-a vrut să ne răspundă. Dar să știi că emisiunea asta cred că a răspuns la multe întrebări, doar că românii trebuie să citească cumva printre rânduri la ceea ce s-a discutat în seara asta. Eu nu pot decât să le mulțumesc că ne-au răspuns chiar și așa. Și mulțumim domnului ministru Fifor, care este într-adevăr o plăcere. Eu sper să-l am și în studio la noi aici. Voi privi... Și tot așa, în formula aceasta, vreau să dezbatem. Cred că eu o să mă uit la această emisiune în reluare și voi avea grijă să am pixul și foaia în mână, pentru că s-au spus niște lucruri aici pe care urmează să le dezbatem noi doi în următoarele emisiuni. Și cu acestea, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult. România între două războaie. Ne așteaptă un război sau nu? Dumnezeu va decide. Dar destinul României între zidul plângerii, între zidul Ierusalimului de aur și cetatea eterna Romei. Să știți că își continuă drumul. Eu cred mistic în România. Ne apropiem de ziua națională. Mâine este ziua veteranilor din teatrele de operații. Purtați cu mândrie bujorul românesc, așa cum trebuie să purtați zilnic cu mândrie numele de români. Bună seara, sărut mâna domnișoarelor și doamnelor. Bună seara domnilor, al dumneavoastră H.D. Harman, Sărmiza Andronic, profesorul Micu Gabriel și, bineînțeles, Mihail Neamțu. Vă spun la revedere.